Solstițiul de iarnă din emisfera nordică în 21 decembrie marchează începutul iernii astronomice, iar în această zi, cea mai scurtă din an, sunt cele mai puține ore de lumină, respectiv cele mai multe ore de întuneric. Pentru București vor fi 8 ore și 50 de minute de lumină naturală, iar durata nopții are valoarea maximă de 15 ore și 10 minute. Solstițiile, adică atunci când ziua este cea mai scurtă sau cea mai lungă în cazul solstițiului de iarnă, ca și echinocțiile, atunci când ziua este egală cu noaptea, sunt consecința mișcării reale a Pământului în jurul Soarelui și a înclinării axei Pământului. Echinocțiile și solstițiile se produc atunci când Soarele ocupă aparent o anumită poziție pe cer. Solstițiile și echinocțiile au loc deoarece axa de rotație a Pământului este înclinată cu 23,4 grade în raport cu orbita Pământului în jurul Soarelui. Această înclinare determină anotimpurile planetei, deoarece emisfera nordică și cea sudică primesc cantități inegale de lumină solară pe parcursul unui an. În mod tradițional, solstițiile de vară și de iarnă au ajutat la marcarea schimbării anotimpurilor, împreună cu echinocțiile de primăvară și de toamnă. Cu toate acestea, meteorologii din zilele noastre folosesc în mod oficial înregistrările de temperatură pentru a trasa linii între anotimpuri. Din martie până în septembrie, emisfera nordică este înclinată mai mult spre soare, ceea ce determină primăvara și vara. Din septembrie până în martie, emisfera nordică este înclinată mai departe de soare, astfel încât se simte toamna și iarna. În emisfera sudică, lucrurile nu stau la fel, deoarece Pământul este înclinat pe axa sa, arcul pe care se deplasează soarele în timpul zilei va crește și va scădea de-a lungul anului pe măsură ce polul Pământului se îndepărtează de soare. Solstițiul de iarnă are loc în punctul minim pentru emisfera nordică, când soarele se află cel mai jos pe cer. În acest moment, polul nord al Pământului este îndreptat în direcția opusă soarelui, motiv pentru care este mult mai frig în emisfera nordică. Pentru persoanele care locuiesc în emisfera sudică, polul sud este îndreptat spre soare, ceea ce face să înceapă vara. Așadar, în două momente din fiecare an, care se numesc solstiții, Pământul este înclinat cel mai mult față de soare. Emisfera înclinată cel mai mult spre soare are parte de cea mai lungă zi, în timp ce emisfera aflată mai departe de el are parte de cea mai lungă noapte. În timpul solstițiului de vară al emisferei nordice, care cade întotdeauna în jurul datei de 21 iunie, emisfera sudică trece prin solstițiul de iarnă. De asemenea, în timpul solstițiului de iarnă al emisferei nordice, care cade întotdeauna în jurul datei de 21 sau 22 decembrie, în emisfera sudică este solstițiul de vară. La data solstițiului de iarnă, soarele răsare cu 23 de grade și 27 de minute la sud de punctul cardinal est și apune tot cu același unghi spre sud față de punctul cardinal vest. La momentul amiezii, el urcă ținând cont de latitudinea medie a României, care este de 45 de grade la numai 21 de grade față de orizont. În consecință, la această dată, durata zilei are valoarea minimă din an de 8 ore și 50 de minute, iar durata nopții are o valoare maximă de 15 ore și 10 minute. În emisfera sudică a Pământului, fenomenul are loc invers, momentul respectiv marcând începutul verii astronomice. Solstițiile au loc în același timp în întreaga lume, dar orele locale variază în funcție de fusurile orare. În 2022, solstițiul de iarnă are loc în România la ora 23 și 38 de minute. Începând de la această dată până în 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scădea în mod corespunzător. Cuvântul solstițiu provine din latinescul sol, care înseamnă soare, și sistere, care înseamnă a sta pe loc. Deci, în traducere liberă, înseamnă soarele stă pe loc. Acest lucru pentru că timp de câteva zile înainte și după solstițiu, traiectoria soarelui pe cer pare să înghețe. Schimbarea înălțimii sale la amiază este atât de mică încât traiectoria soarelui pare să rămână aceeași sau să stea nemișcată. Pământul nu este singura planetă cu solstiții și echinocții. Orice planetă cu o axă de rotație înclinată le-ar putea vedea. Totuși, anotimpurile altor planete nu sunt egale din punct de vedere climatic cu cele de pe Pământ. În primul rând, planetele variază în ceea ce privește înclinațiile lor axiale. Axa de rotație a planetei Venus, spre exemplu, este înclinată cu doar 3 grade, astfel încât
Există o diferență sezonieră mult mai mică între solstițiile de vară și cele de iarnă venusiene decât cele de pe Pământ. În plus, planetele precum Marte au orbite mai puțin circulare decât cele ale Pământului în jurul Soarelui, ceea ce înseamnă că distanțele lor față de Soare variază mai mult decât ale noastre, cu efecte corespunzătoare mai mari asupra temperaturii sezoniere. Înclinarea axială a Pământului joacă un rol mult mai important decât orbita sa aproape circulară în reglementarea anotimpurilor anuale. Astfel, Pământul se apropie cel mai mult de Soare în fiecare an la aproximativ 2 săptămâni după solstițiul din decembrie, în timpul iernii din emisfera nordică. Pământul este cel mai departe de Soare la aproximativ 2 săptămâni după solstițiul din iunie, în timpul verii, din emisfera nordică. Timp de milenii, culturile din întreaga lume au conceput diverse modalități de a sărbători și de a venera aceste evenimente celeste, de la construirea unor structuri care se aliniază cu solstițiul până la organizarea unor festivaluri zgomotoase în cinstea acestuia. Deși scopul enigmaticei structuri englezești Stonehenge rămâne necunoscut, acest monument vechi de 5.000 de ani are o relație faimoasă și specială cu solstițiile. La solstițiul de vară, piatra călcâiului care se află în afara cercului principal de la Stonehenge se aliniază cu soarele care răsare. În Egipt, marile piramide de la Giza par să fie aliniate și ele cu soarele. Atunci când este privit dinspre Sphinx, soarele apune între piramidele lui Khufu și Khafre în timpul solstițiului de vară, deși rămâne neclar cum anume au orientat-o egiptenii antici în acest fel. Multe culturi au găsit modalități unice de a marca solstițiul de vară. Sărbătoarea tradițională scandinavă de la solstițiul de vară îl întâmpină cu dansuri, băutură și romantism. În timpul sărbătorii slave, Ivan Kupala, oamenii poartă coronițe de flori și dansează în jurul focurilor de tabără, în timp ce unele suflete curajoase sar peste foc pentru a-și asigura norocul, dar și sănătatea. Într-o tradiție mai modernă, locuitorii din Fairbanks, Alaska, dau startul solstițiului de vară cu un meci de baseball pe timp de noapte pentru a sărbători faptul că pot avea până la 22 de ore și jumătate de lumină pe timp de vară. Jocul Midnight Sun Game se joacă din anul 1906. Solstițiul de iarnă a avut și el parte de sărbători. În 24 iunie, când este solstițiu de iarnă în emisfera sudică, Imperiul Inca sărbătoria Inti Raymi, un festival care îl onora pe Inti, puternicul zeu al soarelui, din religia incașă și marca noul an incaș. Festivalul este încă sărbătorit în munții Anzi, iar din 1944, o reconstituire a Inti Raymi a fost organizată în Cusco, Peru, la mai puțin de 3 km de locul de origine al Imperiului Inca. Vechii romani sărbătoreau solstițiul de iarnă cu Saturnalia, un festival de 7 zile, care presupunea oferirea de cadouri, decorarea caselor cu plante, dar și aprinderea de lumânări. Și în România, simbolismul obiceiurilor de iarnă poate fi pus în legătură cu acest moment din an și cu aceste tradiții străvechi, iar iranienii sărbătoresc Yalta în decembrie. Festivalul este o sărbătoare importantă încă de când zoroastrismul era religia dominantă a Iranului și care onorează în mod tradițional nașterea lui Mitra, zeița persană antică a lumii.